Deși numărul firmelor de producție nu mai este nici pe departe la fel cu cel înregistrat în anii de vârf, accidentele de muncă continuă să facă victime în rândul angajaților. Numai luna trecută în Maramureș s-au produs 15 accidente de muncă. Aceasta deoarece la 80-90% dintre operatorii economici verificați, inspectorii de muncă au descoperit nereguli. În domeniul securității și sănătății muncă au fost controlați un număr de 141 de agenți economici, fiind sancționați 125. Valoarea totală a sancțiunilor s-a ridicat la 174, din care 159 de avertismente și 15 amenzi. Valoarea sancțiunilor aplicate de echipele de control ale ITM Maramureș totalizează 95.500 de lei. Inspectorii au impus și unele măsuri pe care angajatorii trebuie să le impună la locul de muncă pentru evitarea accidentelor. Au fost dispuse măsuri prin care s-a stabilit remedierea de urgență pe loc unde a fost cazul a deficiențelor constatate, sau măsuri pentru care s-a stabilit un termen cert de rezolvare a acestora, urmând ca angajatorul să comunice rezolvarea acestora inspectorul de muncă, efectuând un control ulterior prin care se constate dacă deficiențele constatate au fost remediate sau nu.